Dacă despre inteligența artificială putem vorbi că, la un moment dat, era un trend înspre această direcție, ulterior, imediat s-a stins, acum putem vorbi despre un trend acceptabil, prin prisma nanotehnologiilor și a biomimeticii, despre care colegul nostru va spune mai multe. Dar despre conștiința fundamentală, putem spune că există dintotdeauna. Acum, cu riscul de a fi acuzat de diverse opinii, o opinie malițioasă, eu pot spune în felul următor. O părere strict personală. Conștiința fundamentală este ceea ce numim noi Dumnezeu. Spiritualitatea umană. Există studii. Știința, de puțin timp, începe să demonstreze că există acest lucru. Noi, ca oameni, suntem într-o simbioză, într-o legătură, conștiința fundamentală. Îmi pare rău că domnul profesor Ion Zăgrea nu a putut să fie prezent în această seară. Dânsul ar fi putut să ne povestească despre microtubulii din creier. Este un domeniu pe care eu nu-l stăpânesc. Dar acei microtubuli din creier, din câte am înțeles, conferă omului capacitatea de a comunica Wi-Fi, de a intra în rezonanță cu alte persoane sau de a intra în rezonanță cu un grup, lucru pe care eu l-am înțeles ca fiind acel social mode despre care domnul profesor Mânteanu ne-a vorbit. Putem intra în rezonanță cu ceilalți, sentimentul de deja vu, putem intra în rezonanță, putem ști ceea ce partenerul nostru gândește sau ceea ce simte în privința unui subiect anume. Vorbind despre spirit și suflet, suntem aproape 1 miliardă de oameni, cred că vom găsi 1 miliardă de păreri diferite. Pentru că, din punctul meu de vedere, conceptul spiritul și sufletul ține de simțirea și de trăirea proprie fiecărui om. Fiecare avem o imagine asupra spiritului. Slide-ul. Există ceva cu structura biologică a omului care să dea un înțeles divinității? Aici intervenim cu acei microtubuli, care pot da un înțeles real divinității. Vă rog să sunteți, la sfârșit aș vrea să înțeleg, să spun și eu cine am înțeles. Am înțeles. Dar cum se pot constitui asemenea structuri? Cum poate fi omul programat biologic încât să intre într-o comuniune cu toți ceilalți oameni? Vorbesc acum de comuniune într-un sens. Mie îmi place să fiu foarte pragmatic. Și de obicei sunt speriat de subiecte spiritualitate, meditație, alte subiecte din sferă. Pur și simplu așa sunt eu. Asta e opinia mea. Dar în cazul de față încerc să realizez că pentru a face un salt de conștiință trebuie să renunțăm la partea tehnică. Ok, revoluția industrială a trecut. Am învățat să fim roboței. Știm asta foarte bine. Nu trebuie să uităm. Dar trebuie să facem un salt mai departe. Dacă roboței știm să fim, haideți să învățăm și să simțim. Cum? Cum se simte un rezultat? Cum putem face asta? Cum putem face omul să își înțeleagă propria creativitate și propria inovație? O ființă simțitoare. Omul este o ființă simțitoare, să ne spune domnul profesor. Iar toate astea, toată accederea noastră spre societatea conștiinței și spre orice altă formă de societate, ține de creativitatea fiecăruia și de curajul de a spune ceea ce gândește, ceea ce vede. Într-un TED Talk, eu sunt mare fan al conferințelor TED, l-am văzut pe Sir Ken Robinson, care vorbea despre schimbarea paradigmei educației. Iar la un moment dat, să vedeți cât de importantă e creativitatea umană, avea o povestioară. Un copil desena. Profesoara se duce la acel copil și le întreabă, ce desenezi tu aici? Desenez o poză a lui Dumnezeu. Iar profesoara îi spune, dar nimeni nu știe cum arată Dumnezeu. Dar acel copil spune, vor ști într-un minut, să termin desenul. În momentul în care am terminat desenul, toată lumea va ști cum arată Dumnezeu. Cam atât de importantă este creativitatea pentru a face ceva. Ok, studiez știința managementului. Am aflat că managementul e o știință. Studiez știința managementului. Dar am ajuns la concluzia următoare. Acum, dacă o fi așa sau nu o fi așa, nu știu. Dar gândirea rațională, gândirea în acei pași stricți, fără a ieși din norme, ne ajută pe termen mediu și scurt și nu va aduce nimic.
Dacă vrem să gândim altfel, să trecem, să facem un salt, în primul rând trebuie să ne ținem orizonturile cât mai largi și să conștientizăm faptul că toți avem dreptate. Oricât de paradoxal poate suna, în momentul în care studiem orice subiect, putem realiza că toți avem dreptate în acel subiect. În profesor Ovidiu Brazdău ne-a prezentat, ne-a demonstrat acest lucru într-o prezentare anterioară. Dar ca să ajungem la acest nivel, trebuie să alternăm formalitatea din punctul meu de vedere. Eu asta aș face. Formalitatea cu gândirea informală. Pentru că nu mai o scripire de moment, o licărire informală de creativitate poate asigura rezultate fenomenale pe termen lung și pot asigura rezultate cu un impact uriaș. În prima prezentare a conceptului de ecolonomie, țin să recunosc că mi-au trebuit vreo 2-3 săptămâni până să rețin acest termen, m-am îndrăgostit direct de concept, de ecolonomie. Cum? Economie în iubire. Cum poate fi acest lucru? Economia fiind ceva atât de pragmatic, bob pe bob numărat. Cum facem noi iubire din economie? Și am descoperit lucruri minunate. Chiar și economia poate fi un subiect de iubire. Poate fi tratată din această perspectivă. Poate reprezenta un singur subsistem din acel sistem global, din societatea conștiinței, de care toată lumea are atâta nevoie. Vreau să mai completez de aici, de fapt, de la respirii paridale și apoi viața cu optimist tragic, problema se punea și pe undeva Costica sublinie citatul, dialogul între Einstein și Freud vis-a-vis de schimbarea conștiinței. Dacă se poate face pe cale, spunem, discutam cu profesorul de gram genetică sau epigenetică, sau cum propune Mihai Drăgănescu, o combinare între conștiința omului legată de conștiința artificială și îmbunătățirea prin biotehnologie, dacă aceasta va fi sau nu. Desigur că aici se pune problema, tot cum pune Costică, oamenii sunt, de fapt, factor de producție resurse sau oamenii sunt oameni? Sau Papa Ioan Paul, progresul tehnologic l-a făcut pe om mai uman, deci umanitatea omului s-a aflat pe un trend pozitiv sau răspunsul la această întrebare a progresului. Și aici, cum este din păcate, maestrul spunea că nu s-ar putea acționa din punct de vedere al creierului, cel puțin la acea vreme. Desigur, soluția ar fi, cum spunea profesorul Zegrean, educația. Și foarte multe experiențe, pornind de la cele făcute de Goleman în Singapore sau Malaezia, etc., arată că educația conduce la saltul ale conștiinței și schimbări ale conștiinței, care este, de fapt, o chestiune lăuntrină. Mai departe, mergi. Mai am o completare, o singură completare de adus partea spiritualității. Ai grijă de gândurile tale, că-ți vor deveni cuvinte. Ai grijă de cuvintele tale, că-ți devin acțiuni. Ai grijă de acțiunile tale, că-ți vor deveni obiceiuri. Și ai grijă de obiceiurile tale, că-ți devin caracterul tău. Ai grijă de caracterul tău, că va deveni destinul tău. Lao Tse. Da, aici este slide-ul despre ceea ce a vorbit colegul meu înainte cu acei microtubuli din creier. Și, sincer, nu știu de ce am ajuns aici, era cu două slide-uri înainte, o mică defecțiune tehnică. Da, aici este exact ceea ce au spus cei doi care au lucrat la acest lucru și acum mai bine de 20 de ani, prima dată, au încercat să... L-au afirmat, iar după aia, timp de 20 de ani, au încercat să demonstreze. Întorcându-ne la această afirmație, cu omul biologic actual s-ar putea obține numai o societate a prefigurării societății conștiinței. De ce am pus-o de două ori? Pe mine, eu când am văzut această afirmație, sincer, m-a frapat, pentru că mi s-a părut că aceasta este toată esența cărții domnului Drăgănescu în două rânduri. Ce ne trebuie până la urmă să ajungem la această societate a conștiinței? Putem să vorbim. Sunt o sumedenie de studii, sunt
despre, da, ce este, cum am putea, cine ar trebui, dar acest lucru mi se pare că sintetizează foarte bine cu ce avem nevoie cu adevărat. Și culmea este că avem la îndemână niște lucruri, câteva lucruri, care au fost pe pământ întotdeauna. Deci nu le-am descoperit, nu am încercat să le facem noi, să le îmbunătățim sau așa mai departe. Avem în primul rând biomimetica. Ok. Și biomimetica, deși acum este foarte la modă și toată lumea vorbește despre ea în acest domeniu și pare așa un lucru sci-fi, de fapt nu este deloc. Biomimetica este încercarea noastră a oamenilor de a imita natura. Și am citit tot mai multe studii și mai multe articole despre cine au fost părinții biomimetici și cine a descoperit-o și părerea mea este că nu a descoperit-o absolut nimeni. În momentul în care încerci, pur și simplu, să copiezi natura, nu poți să pui un pattern pe treaba asta. Chiar nu are cum. Și dacă stăm să ne gândim puțin încă din antichitate, avem un exemplu care mie mi se pare extraordinar și anume Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci s-a uitat la natură și a încercat să copieze în mare parte tot. A încercat să copieze, în primul rând, pasărea începând să facă primul aparat de zbor. Asta zic, biomimetica nu este ceva, este paradoxal cum încercăm să accedem într-un nivel atât de superior și credem că avem nevoie de niște lucruri atât de mărețe. Când noi, de fapt, avem nevoie de natură și ne întoarcem la ceea ce vorbeam înainte despre acea simbioză cu natura. Să învățăm de la natură, să ne uităm la natură. În natură se află răspunsul. Ne considerăm o societate foarte avansată din punct de vedere tehnologic, dar să ne gândim totuși că nu am reușit nici până în ziua de astăzi să copiem un simplu mecanism al frunzei. Și când zic simplu, este de asemenea în ghilimele, pentru că nu este deloc simplu, dar aparent este un lucru banal, este un lucru care ne înconjoară, o simplă frunză, iar noi, cu tot progresul nostru tehnologic, nu am putut să facem acest lucru. Da, biomimetrica este clar că ar putea să ne ajute, dar ar putea să ne ajute, cred eu, mai mult în sensul în care am putea să dezvoltăm și mai mult inteligența artificială. Iar inteligența artificială, sincer, este un lucru pe care pe mine mă sperie în ultimul timp. Nu știu, m-am uitat acum vreo două săptămâni la o prezentare a celor de la Intel. Mă rog, ei sunt cunoscuți pentru că fac procesoare și așa mai departe, dar cercetarea lor este cu mult și cu mult mai avansată. Care, pur și simplu, au ieșit într-o sală plină de oameni, au lăsat vreo 3 sau 4 drone și au spus că aceste drone au inteligență artificială. Și nu prea a crezut nimeni. Toată lumea credea că, bun, sunt doar niște senzori, se feresc, până când dronele, pur și simplu, fără absolut nicio programare, cei care aveau impresia că le controlează, au aruncat toate telecomenzile și toate controlele pe jos și au spus, încercați să prindeți dronele. Și dronele erau, în afară faptului că fugeau și știau să stea la aceeași înălțime unde tu chiar nu puteai să le prinzi, începeau și formau formațiuni de apărare. Deci începeau și se formau așa ca niște formațiuni de apărare și știau cum să se ferească și știau chiar și când să atace oarecum, mă rog, în ghilimele, ca să te intimideze. Știau când tu ești depășit numeric. Deci aici am ajuns cu inteligența artificială. Da, și cred că biomimetica și studierea organismelor și microorganismelor ne va ajuta foarte mult. Să nu uităm totuși că avem bacterii, avem viruși pe care noi nu înțelegem absolut deloc și care sunt cu mult mai avansați decât noi, iar în opinia mea, virusii ar putea să fie cu succes în topul și pe primul loc al lanțului trofic, nu așa cum imaginăm noi oameni. Deci probabil că mai avem foarte multe de învățat de la virusi. La concluzia asta am ajuns după ce în anul 2 de medicină am văzut și am făcut microbiologie și mi-a plăcut foarte mult microbiologia și am început să studiez oarecum și virusologia. Și mi-am dat seama cât de mici și cât de slabi suntem în fața lor și cât de multe avem de învățat de la ei. Nanotehnologia. Da, și eu mi-aș fi dorit ca domnul profesor Ion Zăgrean să fie aici, pentru că în anul 1 am intrat la cursul dânsului de neuroștiințe și involuntar se vorbește despre nanotehnologie. Nanotehnologia combinată cu inteligența artificială este poate combo-ul care are cea mai mare rată de succes și care ne poate duce cel mai mult către această societate a conștiinței. Am văzut un film de curând, acum câteva luni, bănuiesc că a văzut foarte mult dintre dumneavoastră, și anume Transcendence, în care, pur și simplu, conștiința unui om a fost pusă într-un computer, iar acel computer
pentru că avea o putere mult mai mare de procesare decât creierul uman, a început să dezvolte tehnologii și pur și simplu să controleze lumea. Foarte, foarte simplu. Un lucru care acelei conștiințe nu era permis în creierul uman, în cadrul corpului uman. Mi s-a părut foarte interesant. De ce? Pentru că am văzut exact ceea ce spunea domnul Drăgănescu într-un film care a fost extraordinar, blockbuster și nu știu ce, acum câteva luni. Și era, da, ok. Dar noi românii am avut un cuvânt de spus aici. Și pe lângă asta, nu prea au prins ideea foarte bine, pentru că domnul Drăgănescu spune la un moment dat, ok, haideți să luăm, să încercăm ca inteligența artificială să aibă conștiință și după aia să o punem la oaltă cu conștiința umană. Deci duce la un lucru exponențial deja față de ceea ce duce acel film. Și fac referire la acel film pentru că știu că un lucru de acesta vizual este mult mai informativ și mult mai ușor de înțeles. Și pentru mine a fost mult mai ușor de înțeles. Atât am avut aici de spus și da, probabil că am făcut un mic trick așa, pentru că întreaga noastră prezentare, v-am spus, era un pic foarte, foarte sintetizată așa. Și de fapt prezentarea noastră se va baza ce discuții vor fi de acum încolo în sală, pentru că noi, v-am spus, putem doar să încercăm să spunem ceva, dar avem oameni cu adevărat valoroși care chiar ne pot învăța ceva și de la care chiar putem afla ceva. În încheiere, am să încerc să ies un pic din zona de confort și să mai abordez încă o dată cheile de accedere spre o societate a conștiinței. Iar una dintre aceste chei, ca să ne facem o idee pe ansamblu, cum putem trata un lucru. O să încep cu un exemplu ca să ajung la subiectul economiei din nou și să-i dau motivare profesor Sanitaj Nadir. O să încep cu un citat din Homer, care spunea în felul următor despre medicina getodacă. Că ce e interesant la acest stil de a face medicină este că getodacii nu tratau omul pentru partea bolnavă. Un om cu un deget bolnav nu era tratat degetul respectiv, cum se întâmpla în medicina grecească, din care s-a inspirat actorul sistem medical. Ce i s-a